Pagina oficială de Facebook a instituției a fost compromisă în urma unui atac cibernetic, fiind postate imagini indecente, anunțat Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Conținutul postat recent pe această platformă este viciat și nu reflectă valorile și mesajele instituției noastre. Vă asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a remedia această situație și pentru a restabili securitatea paginii noastre oficiale. Am notificat autoritățile competente în domeniul securității cibernetice și colaborăm îndeaproape cu acestea pentru a identifica și sancționa persoanele responsabile pentru acest incident, se arată în comunicat. Membrii comunității sunt sfătuiți să raporteze ca fiind scam postările recente. În ultimele zile, pe pagina de socializare a instituției au fost postate imagini indecente, dar sesizările transmise către Facebook nu au avut niciun rezultat. Se pare că pentru ei postările care sunt făcute de boții care au luat pagina nu contravin politicilor acestora. În ciuda faptului că am făcut foarte, foarte multe raportări ca fiind înșelăciune acele postări, am primit răspuns că acele postări nu pot fi scoase de pe pagină pentru că sunt sunt în acord cu politicile Facebook, a declarat prorectorul Ștefan Busnatu.